Ambalajele ecologice au devenit în vremurile noastre obligație costisitoare, după ce Comisia Europeană a interzis producția de ambalaje din plastic de unică folosință, mai toate companiile își distribuie produsele în ambalaje biodegradabile, iar creșterea livrărilor la domiciliu a impulsionat industria care produce aceste recipiente din materie primă variată. În final, ambalajele care respectă mediul și legea pot costa și de 5 ori mai mult. Acest restaurant din capitală face livrările doar în recipiente bio. Deși administratorii plătesc de 10 ori mai mult pentru caserole și boluri, avantajul ambalajelor bio este că păstrează mai bine alimentele. Și, paradoxal, acum se găsesc mai ușor de cumpărat decât cele din plastic. Acesta este un ambalaj din trestie de zahăr și mai avem ambalaje din carton presat, care nu permit preparatelor să se răcească și totodată să se păstreze în cea mai bună forma lor. Sunt și comercianți care cer bani pe ambalaj pentru că acestea sunt foarte scumpe, dar noi nu cerem bani suplimentari pentru ambalajele eco pe care le folosim. Numeroase produse din plastic au dispărut deja de pe rafturile magazinelor la cererea Comisiei Europene. În acest supermarket, de pildă, anul trecut, raionul pe care îl vedeți aici era plin de ambalaje din plastic și doar un raft mic era dedicat produselor biodegradabile. Acum proporțiile s-au schimbat. Plasticul a rămas undeva acolo în colț, iar restul, adică tot ce vedeți aici, sunt ambalaje ecologice, făcute din hârtie, lemn ori trestie de zahăr. Prețurile variază în funcție de materialul din care sunt fabricate. 10 boluri din plastic erau 5 lei, în timp ce 12 farfurii adânci bio din carton costă de aproape 4 ori mai mult. Există o explicație pentru prețurile mari. Este un proces destul de complex. Cartonul este un material care nu se lasă lucrat ușor. Fiecare carton are specificațiile lui tehnice, depinde de proveniență. Dacă schimbăm un furnizor de carton, imediat avem probleme la mașina de făcut cutii din carton. Pentru că firmele de la noi specializate în ambalaje ecologice sunt prea puține și nu fac față cererii mari, mare parte din recipientele bio vin din import. Cererea a explodat. Saltul a fost cam de 30-40%, în condițiile în care încă s-au mai folosit cele din plastic până la epuizarea stocurilor. În 2020 vorbeam de 40 de tone pe sezon. Sper anul ăsta să fie cam 80 de tone. De altfel, industria ambalajelor sustenabile a făcut mari progrese. Au apărut și ambalaje smart, prin care se reduce inclusiv cantitatea folosită, pungi care preiau forma obiectului împachetat sau produse termorezistente. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.